Bună! Astăzi o să facem ciorbă cu mami. Da, astăzi am să vă facem o surpriză, o filmare. Cum facem noi activitățile de acasă, cum gătim, ceea ce nu găteau înainte. Deci înainte de pandemie nu făceam lucrurile astea împreună, pentru că stăteam toată ziua la sală. Și nici acum nu avem foarte mult timp, deși multă lume spune că acum ar trebui avem să ai foarte mult timp. Da, și în familie și la serviciu. Noi mai avem o oră până începem sesiunea de live pe www.live.ro, cursurile trebuie să înceapă. Și ce facem într-o oră, ce putem să facem cu lucrurile pe care le-a cumpărat tati, pentru că eu nu am fost la supermarket, să pot să-mi aleg eu din ce ai pătrunjel, lăguștean și ce mi-aș dori să folosesc pentru o ciorbă. Dar, mă rog, nu că aș fi eu vreun as culinar, șef, bucătar, oana. Nu, ce cam început eu să fac și văd că ce am gătit eu acasă chiar are gust și nu, adică nu numai eu, cred că multe femei și-au descoperit chestia asta în timpul pandemiei, adică, băi, chiar o fi greu să gătești și de fapt nu e așa de greu, e doar trebuie să amesteci niște lucruri, vezi ce gustau, dacă e pe placul tău e bine, dacă nu-i problemă mai adaugi câte ceva, totul ține de partea artistică, cred eu, că și în bucătărie trebuie să fii un mic artist. Noi ne-am gândit să facem așa rapid o ciorbă pe care o vom lăsa la fiert până când doarme, se trezește Maxim, pentru că acum e ora lui de somn și trebuie să-și facă somn de frumusețe. Și o ciorbă, pentru că la cererea publicului și anume la cererea soțului, care vrea neapărat o ciorbă de legume cu fidea. Deci vrea neapărat fidea astăzi, că s-a săturat de ciorba de pui și până aici de atâta pui, ciorba de pui. Să facem o ciorbă de pui cu fidea. Eu am căutat, ei zice, nu că nu se pun legume. Ei, lasă că m-am uitat pe net puțin, am văzut că se pun și niște legume, le-am amestecat, am zis niște morcovi, niște ardei grași, mai avem pe acasă, mai folosim și la cuptor, pentru că el a cumpărat niște pui. El zice că puiul trebuie să fie neapărat cu puțin galben, la grăsimea naturală. Grăsimea naturală a puiului, care nu este la din comerț trăit, care trăiește în anumite condiții, ci ăsta trăiește bine, adică să trăim bine cu un pui care trăiește bine. Okay, dacă el zice așa, ce facem? Da. Și punem, o să punem unul, sunt niște pulpe de pui dezosate, o să punem unul la ciorbă, pentru ca să-i dea gust, și celelalte le vom pune la cuptor, împreună cu, n-avem cartofi, împreună cu ce găsim. Să nu mai vorbim și să trecem la fapte, umple astea. Așa, ne punem Da, știu eu. Dacă ești ajutor de șef, ia te rog și spală, vezi că e grasă. Ați văzut ce repede ne mișcăm? Până acum ne-am mișcat super repede, zic eu și bine. Pentru că în bucătărie trebuie să fim foarte practici. Nu vă dau eu niște lecții vouă, că poate sunt unii dintre voi foarte talentați în bucătărie. Am zis să folosim aceste legume la mai multe lucruri. Să le folosim odată și la un orez. Orez pe care nu încercăm pentru prima oară. Nu, dar nu trebuie să amestești, că ăla trebuie să stea în pungă. Este șocant, zic eu, că orezul se gătește în pungă. Dar aflăm cu noi, vedem ce se întâmplă la sfârșit și probabil o să încercați și voi la sfârșit, vedeți dacă poate și vă iese la fel. Eu pun puțin ulei, am pus puțin ulei în alimente, poate unii zic că nu e bine, pentru că oricum carnea de țară este, dă un, acest, acea grăsime naturală pe care o au animalele de țară. Și am zis să mai folosim câteva din lucrurile pe care le avem, de exemplu ceapa pe care vreau să o folosim la călit și să o călim și să folosim niște legume la... Nu lăsa mai jos, că trebuie să mă las și mai jos ca să pot să... Isabel umblă la trepied și tot îmi zăpăcește. Niște legume pe care le putem să le folosim la orez, pentru că ne-am gândit ce avem noi în casă. Nu avem cartofi pentru că tati nu a luat, pentru că vrea să facem un pui la cuptor cu cartofi și cu legume. Și pentru că nu a luat tati la cuptor, ce putem să facem? Facem niște orez cu pui.
O să ne reprofilăm puțin pe mâncare chinezească, zic eu. Și nu avem foarte mult timp la dispoziție, pentru că în mai puțin de un sfert de oră trebuie să încep ora și o parte din ele vor rămâne la fier. Și la, eu zic că ușor, ușor la fier, la foc mic, ele pot mai mult jumătate de oră. Ele pot rămâne și apoi cineva din familie, înfometat, să vină și să le scoată sau să le oprească. Ok.